înțeleg cum, de ce dumneavoastră spuneți că astăzi sunteți siguri că deja campania va fi coruptă, campania electorală, va fi viciată. Trebuie să înțelegem un lucru. Și în campanie precedentă, ați văzut și în situația de la Bălți, instituțiile responsabile și-au făcut treaba. Deci CECU și-a făcut treaba atunci când a aplicat o sancțiune. E deja este fraudată. Haideți pe rând deja să ne ascultăm. Deja au fost încălcate foarte mult. Haideți să ne ascultăm. Mita electoral acum iese Procuratura Anticorupție și spune că s-au dat banii organizații teritoriale, s-au plătit primari și așa mai departe. E recent dosară, nu? A fost și ridicarea imunității în Parlament. S-au făcut fraude, s-au făcut. Primarul Ion Ceban și-au făcut dita mai partid din primărie. Este folosirea resurselor administrative? Este folosirea resurselor administrative? Voi cu satul european, ați văzut investigațiile jurnaliști și Ziarul de Gardă și TV8 și portalurile care au investigat cum voi ați folosit resursa administrativă pentru a face ca primarii să treacă la voi în partid. Este fraudat sau nu este fraudare. Deci haideți să fim serioși. Asta pe lângă la faptul că muia umblă oamenii prin sate și dau bani. Și CNA, ați fi știut că deja pe finanțare ilegală sunt deschise 12 cauze penale, unde sunt 18 învinuiți și că dosarele sunt în instanță. Dacă și când spui că nu s-a făcut nimic, poți deschide și 300 de dosare penale. Important e finalitatea. Fie nu ești bine documentat, fie minți, pentru că dosarele sunt și s-au mers în instanță. Sau dacă vreți să ne spuneți dumneavoastră, că dumneavoastră ați auzit undeva, că în decurs de 2 luni s-a finalizat un dosar penal, asta iarăși, în decurs de 9 ani se putea de finalizat fiecare, dosarul ușor. Acum, dacă dumneavoastră mă întrebați dacă se poate mai repede sau nu, dacă se poate mai bine sau nu, este evident că instituțiile sunt așa cum sunt și faptul că noi am schimbat numai anumiți conducători la moment și n-am reușit încă să evaluăm întreg corpul de procurori și judecători, da, este adevărat și nicăieri nu s-a întâmplat mai repede. Jurist? Dar noi vrem să facem lucrurile ca să se întâmple mai repede și, într-adevăr, cei care nu merită să fie în sistem să plece. Este evident. Dar dacă dumneavoastră îmi spuneți procurorul general o să rezolvă toate întrebările sau dacă o să-mi spuneți că șefa procuraturii anticorupției o să rezolvă toate problemele și o să meargă de mânuță cu fiecare procuror, haideți să fim serioși. Vorba este despre ce e și noi am făcut apel către procurorii de bună credință să-și facă meseria, pentru că oricum o să vină evaluare, oricum o să vină situația în care fie vor fi dublate salariile, fie vor fi excluși din sistem și trebuie să-și facă lucru cu bună credință. Și iată, aici este responsabilitatea instituțiilor în campania electorală să nu admită asemenea lucruri, să documenteze. Va fi cazul de dosar penal, să fie deschis dosar penal. Va fi cazul să fie exclus din cursa electorală, să fie exclus din cursa electorală. Astfel încât să avem alegeri libere. Dar când lucrurile nu s-au întâmplat, dar noi din start strigăm că suntem furați, sorry, dar cred că nu suntem sinceri. Întrebare, dar ce faceți dacă întâmplător se suspendă legea asta adoptată de către dumneavoastră, de către Curtea Constituțională? Cum acționați în continuare? Ce înseamnă întâmplător? Nimic nu există întâmplător. Se depune o sesizare și Curtea Constituțională emite o decizie Astăzi încă nu este contestată decizia, încă nu avem nicio decizie dacă a curții. Dacă se întâmplă, aveți vreun plan? De ce vă întâmplă? Noi, desigur, vom lua toate măsurile, astfel încât cei care nu merită, care fac parte din grupările criminale și nu au treabă cu democrația și nu au treabă cu guvernarea Republicii Moldova și nu ar trebui să aibă, să rămână acolo în gruparea criminală până când intră la pușcărie, acolo unde e locul. Și vom acționa în consecință, pentru că așa cum prompt am intervenit astăzi, am elaborat rapid proiect de lege, l-am și votat rapid și sper mâine să fie publicat și respectiv să intre în vigoare, așa vom interveni de fiecare dată, pentru că da, noi suntem într-un război, da, ăștia vin cu pungile de bani, ăștia vin, cumpără deputați, cumpără alegători, cumpără tot ce vrei, dar noi trebuie să ne asigurăm că inclusiv și PAS și inclusiv și toate partidele sunt pe picior de egalitate în această lucru. Domnul Grădinaru, eu cred că noi toți avem aici consens că este nevoie de luptat cu toate elementele. Păi și trebuie să facem lucrul ăsta. Însă, uitați-vă ce se întâmplă și asta încercăm noi să vă explicăm, că în principiu efectele devastatoare ale politicilor pe care le promovați duc la aceea că un partid care deja este declarat neconstituțional, prin clonele sale, are deja în jur de 20-25% rating. Adică modul în care voi acționați duce la aceea că voi îl creșteți pe dânsul. Nu este adevărat. Voi trebuie să vă orientați foarte clar. Și ei au clone peste tot. Nu este adevărat. Acesta este pur și simplu pusul ouălor dintr-o cutie în alta. Cândva el era un alt partid, ca să nu-i dau numele, acum au trecut în altă parte. Cândva televiziunile slujeau un partid, acum slujesc alt partid. Deci nu este nimic deosebit decât schimbarea chipiului.